Proiectul Învățăm să fim campioni școala, primul pas spre performanță derulat de Farul Constanța, continuă. Astăzi fotbaliștii au ajuns la școala numărul 18 Jean Bart din Constanța. Dragoș Nedelcu, Romario Benzar, Adelina Voinescu de la echipa de fotbal feminin și Ianis Podoleanu de la juniori au făcut poze și le-au dat autografe elevilor în curtea școlii. Jucătorii au adus și cadouri pe care le-au împărțit copiilor. Minci semnate de Gheorghe Hagi și un tricou cu autografele jucătorilor de la prima echipă. Copiii sunt foarte fericiți și pe noi asta ne bucură, să vedem pe ei fericiți. Cum apreciezi acest proiect Învățăm să fim campioni? Cred că este un proiect de succes pentru că promovăm sportul în școli și sportul înseamnă sănătate. Mă bucur că sunt încântate și foarte deschise pentru acest sport care se dezvoltă și pe partea feminină. Învățăm să fim campioni în fiecare zi, nu doar la deșifratul literelor, ci și în dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic. Școala noastră încurajează elevii să practice sportul.